micuții, sunt sigură că știți că odată cu sosirea primăverii, la noi în țară se întorc păsări care, pe timpul iernii, au fost plecate în țări cu clima mai caldă. Despre una dintre aceste păsări vrea să vă povestească astăzi bunicuța. Este vorba despre Rândunică. Povestea ei m-am gândit să vă spun. Dar m-am gândit ca după aceea să vă spun și câteva lucruri din punct de vedere științific despre Rândunică. Ce ziceți? V-ar plăcea? Sunt sigură că da. Dar să începem cu povestea. De mult, tare de mult, într-o țară îndepărtată trăia o zână veșnic tânără, zâna primăverii. Dumnezeu o hărăzise cu un singur copil, o fetiță frumoasă, bună și foarte cuminte. Numele ei era Rândunica. Însă, nu departe de castelul zânei trăia nimeni alta decât muma pădurii, o babă colțoasă și urâtă foc. Într-o zi de primăvară, baba o zări pe fetiță într-o poiană unde alerga după fluturi printre niște flori albe ca zăpada. De cum o văzu, îi puse gând rău, că ce avea muma asta a pădurii, o inimă rea, plină de ură și invidie. Ei, copii, și a doua zi, pe când Rândunica se juca voioasă pe pajiște cu fluturii, muma pădurii se repezi asupra ei, o răpi și o duse departe, departe, unde nici cu gândul nu gândești că poți ajunge. Și acolo o prefăcu într-o fetiță mică cât un degetar și dădu drumul prin grădina palatului ei. Biata Rândunica plângea zi și noapte după mama ei, zâna primăverii, însă, din păcate, nimeni nu o auzea. Dar într-o zi se întâmpla o minune. Un vânt ușor, pe numele lui Zefir Vânt de Primăvară, trecu pe acolo și, în zborul lui lin, o auzi pe Rândunică plângând. Se opri și îi spuse: copilă mică și frumoasă, ce ai pățit de plângi și suspin? Eu sunt Zefir, pe tine cum te cheamă? Eu sunt Rândunica, iar mama mea este zâna primăverii. Muma pădurii m-a răpit și m-a adus aici și m-a făcut atât de mică cât un degetar, iar eu nu mai am cum să mă întorc la mama mea acasă. Înduioșat de povestea fetiței, Zefir pândi un moment când muma pădurii nu era acasă și o luă pe Rândunică pe aripile lui ca să o ducă acasă la mama ei. Zbură Zefir Vânt, zbură multe zile și nopți la rând. Dar la un moment dat, puterile îl lăsară, așa că într-o zi, cu părere de rău și cu tristețe în glas, îi spuse: draga mea, atât am putut să te ajut, iartă-mă! Și cerându-și iertare, o lăsă jos într-o poiană. Dar cum atinse pământul, Rândunica se transformă într-o floare albă, rotundă și foarte frumoasă. Dar fetița floare era tot mâhnită și plângea mereu. Ei, Dumnezeu din cer, care vede și aude toate, auzi plânsul fetiței și trimise un înger să stea de vorbă cu ea. De ce plângi, fetiță frumoasă? Spuse îngerul. Cum să nu plâng? Eram o fetiță ca toate celelalte și răutatea mumei pădurii m-a făcut mică, m-a răpit și m-a dus departe de mama mea. Pare rău, spuse îngerul. Dumnezeu m-a trimis să-ți îndeplinesc o dorință. Spune, ce ți-ai dori? Oh, înger bun, aș vrea să fiu o pasăre. Da, numai așa muma pădurii nu m-ar mai găsi niciodată, iar eu aș zbura cât mai iute la mama mea. Facă-se voia ta, spuse îngerul și dispăru ca prin minune. Atunci, din floricica albă și rotundă, ieși o păsărică și zbură repede ca o săgeată la mama ei, zâna primăverii. În ziua în care Rândunica a ajuns acasă la mama ei,
Pe câmpii și în jurul caselor au început să înflorească mii de flori albe, rotunde, a căror înfățișare a luat-o rândunica înainte să devină pasăre. Aceste flori se numesc volbură sau rochița rândunici. Și tot atunci, o mulțime de flori, ca prin magie, s-au transformat în fluturii coada rândunicii. O să-i vedeți jucându-se împreună în jurul caselor unde rândunica își face cuib. Ei, dragi bunicuței dragi, aici se încheie povestea rândunicii. Dar, așa cum v-am promis, o să vă spun și câteva lucruri din punct de vedere științific despre această pasăre. Rândunica, sau hirunda rustica, așa cum o numesc specialiștii, este o pasăre migratoare, insectivoră, care își face cuibul din nordul Eurasiei până în Africa și în America de Nord. Iernile și le petrece în nordul Africii, unde vremea este mai caldă. Este o pasăre mică, da, are o lungime de 19 cm, mai mică decât vrabia, și are o greutate de 16 până la 24 de grame. Însă ea poate trăi până la 15 sau 16 ani. Are aripile lungi, înguste și ascuțite și o coadă adânc bifurcată, adică în formă de furculiță, așa cum o știți și voi. Fruntea este brun-roșcată, creștetul și spatele albastru închis. Aripile și coada sunt negre. Zboară rapid cu bătăi neregulate din aripi. Strigătul ei este un țifi, țifi, iar cântecul un fel de ciripit îndelungat și variat. Hrana este alcătuită din insecte zburătoare, pe care le vânează doar din zbor. Cuibul și-l face pe pereți sau la streșinile caselor, în holurile unor clădiri, balcoane interioare de camere sau sub poduri, mai rar în copaci. Cuibul este sferic, deschis în partea superioară și este construit și de către rândunică și de către rânduroi, din noroi amestecat cu salivă, fire de paie, pene sau păr de animale. Interiorul cuibului este căptușit cu pene, puf și fire moi de vegetație. Consumând un număr mare de insecte dăunătoare agriculturii și omului, este considerată una dintre cele mai folositoare păsări. Acum sunt sigură că știți mult mai multe lucruri despre această pasăre și că îi veți păstra în suflet povestea. Nu uitați, copii, să ocrotiți pasările, florile, plantele, animalele. Am încredere în voi. Vă iubește!